numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar cu noi, părinți și frați, drept zăritor creștini, ne ajungă duminica a 10-a după Rusalii, duminică care ne relatează prin pericopa evanghelică despre o minune săvârșită de Mântuitorul Iisus Hristos, imediat după ce coborâse de pe muntele Taborul, acolo unde în prezența a trei dintre ucenicii lui și în prezența a doi sfinți mari proroci, a făcut această schimbare la suflet, la schimbare la față, cum numim noi, această coborâre a norului dumnezeiesc peste loc unde era Mântuitorul și unde erau ucenicii. Se spune în Evanghelia de astăzi că un tată avea copilul lui foarte bolnav. Se spune acolo, era lunatic. Cu alte cuvinte, nu mai realiza ce face copilul acesta. Și mai ales că oriunde se afla, că era pe uscat, că era pe apă. Spune acolo că din multe lor l-a aruncat și în foc și în apă și nu mai putea să facă ceva. Era o mare durere. Și durerea acestui copil se transferase în durerea tatălui. Și suferința acestui copil parcă devenise suferința tatălui. Și nu mai avea unul ce să facă. S-a gândit el ce să facă și a ajuns la concluzia că singurul care poate tămădui este Iisus Hristos, Mântuitorul. Și l-a căutat și l-a căutat până l-a găsit. De fapt, era și atunci plecat în muntele Taborului unde se săvârșise această mare minune. Mai rămăsese o parte de ucenicii lui, acolo, în partea mai joasă a muntelui și de ei s-a rugat. I-a spus ucenicul, uite, copilul meu este rău, bolnav, nu știu ce să-i mai fac și unde să mă duc cu el. Și ucenicii s-au rugat și ei, dar n-a fost de ajuns. A trebuit să se facă prezența Mântuitorului și el să rezolve. Dar ceea ce observăm în Evanghelia de astăzi este că un tată își iubea foarte mult copilul lui. Ceea ce este o faptă deosebit de frumoasă în fața lui Dumnezeu. Când tata și mama își iubește copilul și mai ales când tata cel duhovnicesc iubește copiii, care sunt copiii bisericii, care sunt copiii României, care sunt copiii creștinilor oriunde ar fi ei. Și când tata îl iubește pe copil, face tot posibilul ca să fie sănătos, să fie îngrijit, să fie ocrotit. Mai ales că Evanghelia din duminica de astăzi ne arată că miza cea mare în lume sunt copiii și tineri. Ei trebuie salvați și ocrotiți. Ei să fie scoși din robia vrăjmașului. Că vedeți ce spune acolo Mântuitorul? Că acest soi de demon nu este decât cu post și cu rugăciune. Asta înseamnă că lumea aceasta pe care noi o vedem sunt multe soiuri de demoni. Și cu cât lumea aceasta devine mai păcătoasă, cu atât mai mult se slobozesc din iad soiuri mai rele de demoni. Și noi suntem datori ca mamă și tată, ca părinte, ca părinte trupesc sau părinte spiritual, ca preot, ca monah, ca orice om din clerul bisericesc să ajuți tinerii și copiii. Probabil mulți ați văzut tragicele situații prin care trece țara noastră. Tineri care sunt acostate, duse numai Dumnezeu știe unde. Ba se spune că au fost tăiate și arse, ba se spune că au fost vândute carne vie, ba se spune că au fost în trafic de organe. Dar miza este clar, sunt pe copii și pe tineri. Și greutatea vine din ce în ce mai mare, că soiul ăsta de demoni din ce în ce devine mai rău. Că acum câteva zile și Ministrul Sănătății a dat o dispoziție ministerială prin care spitalele vor avea echipe de medici care vor face aceste transplante de organe care se colectează de la un pacient și se pune la un altul, fără ca acel pacient să fie pregătit, fără ca acel pacient să fie înștiințat. Cu alte cuvinte, se pot contacta rudele principale. Dacă nu pot fi contactate în timp util, medicii, din punct de vedere legal, sunt acoperiți să deposedeze de organe pe acel pacient. E clar că nu cel bătrân, da? Tot miza pe copii și pe tine. Iar partea rea este că lumea și țara și românii noștri nu sunt înștiințați
și nu sunt pregătiți, nu sunt formați. Dai o lege și trebuie întotdeauna să-ți pregătești auditoriul, cetățenii tăi. Ce presupune acea lege? Care sunt părțile bune? Care sunt părțile rele? Care sunt riscurile? Dacă lumea nu este înștiințată, apare o lege, lumea este preocupată cu problemele și abar nu are că ajunge într-un spital, mai ales tinerii, și acolo sunt deposedați de toate organele lor importante. De ce? Pentru că în spate există cineva care are bani și care are în mână baza de date, cum o au la noi în țară, baza de date este în Ierusalim, în Israel. Adică românii noștri au baza de date care ține de cetățenie, țin de date intime, au baze de date care ține de sănătatea lor, nu în propria lor țară, într-o altă țară. Și atunci cum să nu devii expus la mâna bogătanilor și a celor care își satură viața cu plăceri și cu păcate și când îi se îmbolnăvesc picații și rărunchi în ei, apelează la ce? La furt de organ. Și se orientează repede. Dacă au bază de date în mână, imediat știu și unde să găsească persoana care poate furniza organul care să fie potrivit pe ADN, pe grupul sanguin, pe toate și pe toate. De aceea se spune că părintele este dator să ocrotească copiii. Cum a făcut tatăl din Evanghelia de astăzi și puteți să facă părintele din biserică când își anunță credincioșii că primejdea vine. Soiuri de dragi sunt mari și rele. Și atunci trebuie noi să pregătim pe copiii aceștia. Nu-i mai putem lăsa în discoteci, în baruri, în petreceri, fără supraveghere. Nu-i poți lăsa pe stradă fără supraveghere. Indiferent ce vârstă au. Mai ales că se caută vârstă tânără. Trebuie atât de multă grijă pentru ei, cum e și Evanghelia de astăzi, l-a aruncat și în foc și l-a aruncat și în apă. Adică că ești pe uscat, că ești pe ape, tot în pericol vei fi. Tot timpul trebuie să ai grijă de el. Și nu ai la cine să mergi, nu ai la cine să ceri ajutorul decât a mai rămas singurul Dumnezeu, Cel care te acoperă, Cel care te face invizibil pentru dușmanii aceștia care caută să facă rău oamenii. Și dacă noi nu-L avem pe Dumnezeu, atunci suntem o pradă foarte ușoară. Când au venit ucenicii și L-au întrebat pe Mântuitorul, Doamne, din ce cauză n-am putut să-L scoate pe diavolul? Și Mântuitorul le-a spus, pentru puțina voastră credință și pentru faptul că acest soi de demon este cu post și cu rugăciune. Deci vremurile care trăim nu mai permit să avem puțină credință. Vremurile care trăim trebuie să avem credință tare, trebuie să fim ancorați bine în viața bisericii și mai ales în dobândirea Harului. Când ucenicii care au încercat să scoată în primă fază pe acel demon din copilul lunatic, acolo de față nu erau cei trei, Petru, Iacob și cu Ioan. Erau cu Mântuitorul, mutele taborului și învăluiți în Harul lui Dumnezeu. Dacă ar fi coborât acești trei învăluiți și cu dobândirea Harului Dumnezeu, nu stătea dracu acolo. De aceea și noi, fraților, tot timpul să căutăm Darul lui Dumnezeu sau Harul lui Dumnezeu să fie cu noi. Și Harul Dumnezeu vine la omul rugător, la omul smerit, la omul care iartă, la omul care se pocăiește, la omul care vine la biserică, la omul care se roagă, la omul care face fapte bune și mai ales are compasiune. Când vezi pe omul amărât, cum să nu-l ajuți? Că Mântuitorul nu s-a mai uitat la omul acela. Vedeți cât de delicat și câtă noblețe la Mântuitorul. Nici măcar nu i-a certat pe ucenicii lui că n-a putut să scoată demonul, nu l-a certat nici pe tatăl copilului. Că sigur tatăl copilului a fost neatent cu educația acestuia. Dar Mântuitorul a fost foarte delicat. De ce? Pentru că orice persoană, orice om care vine la Mântuitorul, cum zice el, nu-l va scoate afară.
A intrat în casa lui Zacheu foarte păcătos, vameș, și lumea îl bârfea. Uite că a intrat Iisus în casa unui om păcătos. Și cum îl vorbea și pe Părintele Iustin, venea la Părintele Iustin oameni necăjiți, care evrei, care maghiari, care romi. Cum venea la Părintele Iustin? Că unul venea de supărare și de necaș și de suferință, nu venea de bucurie. Și atunci Părintele lua pe fiecare și îl învăța și încerca să pună pe calea cea bună. Și așa suntem și noi datori, oriunde ar fi. Când vezi omul că suferă și ești amărât și cu necaz după el, mai întreb ce credință are sau de ce rasă este și din ce națiune vine, ajută. Că dacă îl ajuți și dai o mână de ajutor, omul acela va vedea lumina credinței din tine și atunci se va întoarce la Dumnezeu. Dar până atunci trebuie să ai lumină. Dacă nu ai lumină, cum să poți scăpa de diavol? Pentru că diavolul trage repede la întuneric, repede vine la păcate, repede vine la patie. Și când ele sunt multe și multe, mai cheamă pe alții și mai răi. Și se face viața omului din ce în ce mai grea. Este mare fapta acestui tată care a venit cu copilul lui la Sfinții Ucenici ai Mântuitorului și pe urmă s-a adresat chiar însuși Mântuitorul Iisus Hristos. Și mare este fapta că a știut și cum să se roage, că așa facem noi în biserică. Noi când ne rugăm la Dumnezeu în Sfânta Trăime, păi ne rugăm și la Maica Domnului, și la Sfinții Apostoli, și la Sfântul Ioan Botezătorul, și la Sfinții Ucenici, și la toți dreții care știm noi, că a fost Părintele Iustin, că a fost Părintele Cleopa, că au fost Sfinții ăștia martiri din temnițele comuniste. Păi ne rugăm lor ca ei să mijlocească, că așa este rânduiala rugăciunii. Cum a făcut tata acesta din Evanghelie, s-a rugat la ucenici și după aceea s-a rugat și la Mântuitorul și nu oricum. S-a dus în fața Mântuitorului și a îngenunchiat în fața lui și a spus, Doamne, mă doare pe faptul că suferă copilul meu. S-a pus în genunchi și noi de asta îngenunchem în biserică. De aceea facem metanie, de aceea avem un respect deosebit. Când trece pe lângă o Sfântă Troiță sau o Sfântă Biserică, că ești în autobuz sau în tramvai, că ești cu mașina personală, apleci un chip, capul în jos și faci o Sfântă Cruce ca să vezi că ai un mare respect față de Dumnezeu. Căci cu acestea se dobândesc darul și harul care ne ține pe noi protejați. Altfel va fi foarte greu, fraților, pentru că rânduierile lumii se strică din ce în ce mai mult. Vedeți, a pătus vrăjmașul și biserică și face ispite credincioșilor. S-a băgat și în lumea aceasta politică, și în administrație, și în economia mondială, și peste tot s-a băgat. Și nu mai rămâne decât atât salvarea la Dumnezeu. Și dacă s-a băgat vrăjmașul, strică rânduierile lumii acestea. Adică copiii sunt obligați să învețe despre determinarea de gen sau despre viața sexuală. Ce le-o trebuie copiilor aceste lucruri care le otrăvesc sufletul? Se bagă și, nu zic, în lumea aceasta care devine din ce în ce mai mult virtuală decât vizibilă unul cu altul, se bagă și acolo cu păcatele și cu mizeriile. Și nu rămâne decât să ne întoarcem la Dumnezeu. Că și în Evanghelia de astăzi a văzut că cine a mers la Iisus Hristos, Domnul nu l-a spus afară. Cât de păcătos ești, când vii la Iisus Hristos, parcă te primește cu toată dragostea. Fă omule pașii ăștia în viața ta către Dumnezeu și ai să vezi cum ai să stai numai în ocrotirea lui. Asta ne îndeamnă Evanghelia de astăzi. Când în capitolul 17, unde este amintit această minune, se spune că au coborât ucenicii de pe muntele Taborului, l-au întrebat pe Mântuitorul, Doamne, l-am văzut pe Ilie lângă tine, acolo așa, cu Moise, și noi știm că Ilie va veni să biruiască pe Antichrist în lumea aceasta. Și Mântuitorul i-a spus, da, așa este. Va veni Ilie și le va așeza la loc toate cum au fost. Adică va veni acest sfânt proroc să regleze un pic viața pe pământ, că
puțină credință și soiuri de draci din ce în ce mai rele, vor da lumea peste cap. Adică lumea nu mai cunoaște viața morală, nu mai cunoaște credința în suflet, nu mai știe să plângă la rugăciune, nu mai știe să facă o faptă bună, nu știe să aibă o dragoste între frați, o dragoste între colegi de serviciu. Și atunci vine Sfântul Ilie cu toiagul lui în mână și ne pune la punct din nou, pentru că trebuie și din sufletele acestea și trupurile care se nasc pe pământul acesta să mai fie și pentru Dumnezeu ceva, nu numai pentru ăla rău. Dar noi, fraților, care cunoaștem credința, care cunoaștem viața Bisericii și știm puterea ei pe fața pământului, nu uitați de Sfânta Liturghie, nu uitați de Sfânta Spovedanie și mai ales oameni buni și români buni, căutați să vă păziți copiii și tinerii, că a mai rămas doar Dumnezeu cu noi. În rest, nimeni. Nici politicul, nici armata, nici poliția, nici spitalul, nici Ministerul al Sănătății și nici Ministerul Învățământului, toate s-au dat cu vrăjmașul. Mai rămâne Dumnezeu, fraților. De aceea, când mergeți cu copiii voștri, indiferent cât de micuți sunt, duceți-vă la duhovnic, să vă vadă copiii voștri cum îngenunchiați acolo sub epitrahil și vă spuneți păcatele. Faceți rugăciune împreună cu copiii voștri în fața icoanei. Cum s-o putea? Dar să vă vadă copiii voștri cum aprindeți candela, cum dați cu tămâie în casă și cum vă puneți în genunchi în fața lui Dumnezeu. Și dacă faceți lucrurile acestea, știți cum vine mâna lui Dumnezeu și vi trece prin toate necazurile, cât ajunge să vă vedeți și copiii, și nepoții, și strănepoții, numai într-o fericire. Să ajute Dumnezeu să avem parte de această fericire divină. Amin.